La invitația Părintelui Vasile, începând de astăzi, în unele zile, voi citi și eu împreună cu dumneavoastră un capitol din Sfânta Scriptură. Înainte de a citi capitolul 8 din Faptele Apostolilor, să ne rugăm împreună lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne lumineze mințile, să înțelegem mai bine textul pe care urmează să-l citim și pentru a ne folosi de această lectură duhovnicească. Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Doamne, lumina cea neînserată a cunoașterei dumnezeirii tale și deschide ochii cugetului nostru spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri. Pune întru noi și frica de fericitele tale porunci, ca poftele trupești cu totul călcându-le, viață duhovnicească să petrecem, toate cele ce sunt spre plăcerea ta, cugetându-le și făcându-le. Că tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Capitolul 8 din Faptele Apostolilor continuă imediat după martirajul Sfântului Arhidiacon Ștefan. Știți că Sfântul Arhidiacon Ștefan mărturisește în fața Sinedrului și apoi este ucis cu pietre. Iar la această primă mărturisire publică creștină și prim martiraj creștin, asistă și Saul, viitorul apostol Pavel, și se spune în versetul 58 din capitolul 7, pe care l-a citit Părintele Vasile ieri, că martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Tocmai așa începe și capitolul 8, și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui Ștefan. S-a făcut părtaș, a fost participant, și nu doar a fost participant, ci așa cum spune fericitul Augustin, a fost unul dintre liderii mișcării anticreștine din Ierusalim. Și s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin ținuturile iudeii și ale Samariei. Această prigoană împotriva creștinilor a făcut ca toți cei din Ierusalim să se răspândească în împrejurimi, în Iudeia și mai în nord spre Samaria, dar acest rău împotriva creștinilor a fost un bun prilej ca învățătura apostolică, învățătura primită de la Mântuitorul Hristos și transmisă apostolilor să se răspândească din ce în ce mai departe. Iar bărbați cucernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Deși nu știm exact din textul Sfintei Scripturi cine l-a îngropat și unde a fost îngropat Sfântul Arhidiacon Ștefan, știm totuși, dintr-o relatare din secolul V, din anul 415, când unui preot dintr-un sat de lângă Ierusalim i s-a descoperit unde se află moaștele Sfântului Arhidiacon Ștefan, știm că cel care a ajutat la îngroparea Sfântului Ștefan a fost chiar Gamaliel, unul din membrii Sinedrului, care devenise creștin și care a ajutat ca moaștele Sfântului Ștefan să fie luate de acolo de unde a fost el ucis și să fie îngropate la o depărtare de vreo 30 de kilometri de Ierusalim, iar moaștele sale au fost descoperite în 415 și apoi au fost cinstite și răspândite în tot bazinul mediteranean, ajungând și în nordul Africii și apoi în Italia și în alte locuri din această zonă. Și Saul pustia biserica, intrând prin case și târând pe bărbați și pe femei, îi preda la temniță. Iar cei ce se împrăștiaseră străbăteau țara, binevestind cuvântul. Iar Filip, coborându-se într-o cetate a Samariei, le propovăduia pe Hristos. Întrucât se spune că apostolii au rămas în Ierusalim și acum ne se vorbește despre Filip, înțelegem că acest Filip nu este unul din cei 12, ci este Filip, unul din cei 7 diaconi, care pleacă împreună cu creștinii care fug de prigoana din Ierusalim, pleacă înspre Samaria. Așa cum știți, Țara Sfântă are în sud Iudeia, care are și Ierusalimul și Betleemul, mai în nord, în mijloc de fapt, Samaria și în nord Galileea cu Nazaretul și celelalte localități din acea zonă. Filip ajunge în mijloc, în Samaria, un ținut semi-păgân sau semi-iudaic, un ținut în care iudeii nu mai aveau o credință pură, ci era o credință amestecată cu credințe păgâne, cu superstiții, așa cum știm și din episodul întâlnirii Mântuitorului Iisus Hristos
cu femeia samarineancă. Și mulțimile luau aminte într-un cuget la cele spuse de Filip, ascultându-l și văzând semnele pe care le făcea. Căci din mulți care aveau duhuri necurate, strigând cu glas mare, ele ieșeau și mulți năbănoci și schiopi s-au vindecat. Și s-a făcut mare bucurie în cetatea aceea. La fel ca și propovăduirea apostolilor, la fel ca și propovăduirea Mântuitorului Hristos însuși, și propovăduirea misionarilor creștini și a lui Filip, iată, are mai multe componente. Propovăduirea cuvântului și semnele care însoțeau această propovăduire și adevereau că mesajul lor este mesajul lui Dumnezeu. Dar era mai dinainte în cetate un bărbat anume Simon, vrăjind și uimind neamul Samariei, zicând că el este cineva mare, la care luau aminte toți, de la mic până la mare, zicând, acesta este puterea lui Dumnezeu numită cea mare. Și luau aminte la el, fiindcă de multă vreme cu vrăjile lui îi uimise. Simon, cel numit magul, magicianul, este un personaj foarte important, pentru că el îi atrăgea la sine pe mulți dintre oamenii, să spunem, creduli, pentru că el făcea tot felul de lucruri prin care le lăsa impresia ucenicilor și celor care credeau în el, că el este un mesager al lui Dumnezeu și că prin el se fac lucruri minunate. Încerca prin lucrurile pe care el le săvârșea să-i păcălească pe oameni și pretindea că el este un om prin care Dumnezeu lucrează. În unele variante, în unele interpretări, se spune că el ar fi spus chiar că este Dumnezeu întrupat. Este puterea cea mare a lui Dumnezeu. Și luau aminte la el, fiindcă de multă vreme cu vrăjile lui îi uimise. Iar când au crezut în Filip, lui Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei se botezau. Iar Simon a crezut și el și botezându-se era mereu cu Filip și văzând semnele și minunile mari ce se făceau, era uimit. Vom vedea că convertirea lui Simon nu este o convertire reală, autentică, profundă, ci este o convertire din interes, pentru că Simon își dorea foarte mult ca prin această convertire să aibă acces la o adevărată putere pe care el nu avea și doar pretindea că o are, puterea pe care Filip și apoi apostolii Petru și Ioan o aveau și pe care o ofereau ca dar oamenilor. El își dorea să aibă această putere pentru el, ca apoi să dispună după bunul plac și să-și atragă mai mulți oameni în jurul său din această dorință egoistă. Și apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, care coborând s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul dintre ei, ci erau numai botezați în numele lui Iisus. Așa cum vedem, există două etape, botezul și primirea Duhului Sfânt, etape care se păstrează și astăzi, pentru că noi primim botezul și imediat după botez, în cadrul aceleiași slujbe, suntem unși cu Sfântul și Marele Mir, spunându-se pecetea Duhului Sfânt, primind prin aceasta puterea Duhului Sfânt, care devine pentru noi sursă pentru creșterea duhovnicească a noastră. Este energia pe care Dumnezeu ne oferă și care devine, cum spuneam, fermentul vieții noastre duhovnicești. Atunci își puneau mâinile peste ei și luau Duhul Sfânt. Și Simon, văzând că prin puterea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, zicând, dați-mi și mie puterea aceasta, că acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iată ce spunea mai devreme Simon, vrea să cumpere această putere, să se asigure că o primește, oferind bani, și își dorește, cum spuneam, să primească această putere ca să o poată oferi cui dorește. Era un gând ascuns al lui, un gând pe care apostolii l-au sesizat și iată ce spune Petru. Iar Petru a zis către el, banii tăi să fie cu tine spre pierzare, căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agonisește cu bani. Tu n-ai parte, nici moștenire la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Tu nu ești un om corect. Tu nu cauți sincer pe Dumnezeu, ci cauți cele ale lui Dumnezeu ca să le folosești într-un interes propriu, într-un interes egoist. Pocăiește-te deci de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu, doar ți se va ierta cugetul inimii tale, căci într-o amărăciune a fierii și într-o legătură a nedreptății te văd că ești.
Petru, luminat de Dumnezeu, vede ce este în sufletul acestui om, vede că intenția lui nu este bună, el încerca să cumpere harul, de aici, de la acest episod, orice încercare de a cumpăra cele sfinte, de a ajunge într-o poziție în care să administrezi sfintele taine, să fii preot chiar și să faci orice, dar cumpărând acest lucru, cumpărând acest dar, se numește simonie. Și acest lucru este un lucru condamnat și este un lucru, iată, pe care Petru îl sancționează foarte aspru, vorbind cu el foarte dur. Și răspunzând, Simon a zis, rugați-vă voi la Domnul pentru mine ca să nu vină asupra mea nimic din cele ce ați zis. Iar ei, mărturisind și grăind cuvântul Domnului, s-au întors la Ierusalim și în multe sate ale samarinenilor bine vestea. Și un înger al Domnului a grăit către Filip. Ne întoarcem din nou la personajul pe care l-am mai întâlnit, la Filip, diaconul. Și îngerul Domnului i-a grăit, i-a zis, ridică-te și mergi spre miază zi pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza. Aceasta este pustie. El era în nord de Ierusalim și este îndemnat de îngeri să meargă undeva în sud-vest, în zona Gaza, unde este actuala fâșie Gaza, pe malul Mării Mediterane, pe un drum care duce spre Egipt, spre Africa. Și ridicându-se a mers, deși putea spune Filip că are mult de lucru în Samaria, sunt mulți oameni care cred, totuși se duce în acest loc pustiu, înțelegând că chemarea îngerului are un rol, are un sens. Ridică-te și mergi spre miază zi. Și a mers. Și iată un bărbat din Etiopia, din Africa, famen sau eunuc, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată vestieria ei și care venise la Ierusalim ca să se închine, se întorcea acasă și șezând în carul său, citea din prorocul Isaia. Faptul că acest străin, acest păgân, venise să se închine la Ierusalim și el citea din prorocul Isaia, ne face să înțelegem că el era un prozelit, adică un păgân care fusese deja convertit la iudaism. Și el se întoarce acum spre casă după ce s-a închinat la Ierusalim, iar Duhul i-a spus lui Filip, apropie-te și te alipește de carul acesta. Și alergând, Filip l-a auzit citind din prorocul Isaia și a zis, înțelegi oare ce citești? Iar el a zis, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se urce și să șadă cu el. Iar locul din scriptură pe care îl citea era acesta. Ca un miel, care se aduce spre junghiere și ca o oaie fără de glas înaintea celui ce o tunde. Așa nu și-a deschis gura sa. Într-o smerenie a lui, judecata lui s-a ridicat și neamul lui, cine îl va spune? Că se ridică de pe pământ viața lui. Iar famenul răspunzând a zis lui Filip, rogu-te, despre cine zice prorocul acesta? Despre el însuși, ori despre altcineva? Și Filip deschizând gura sa și începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. Filip știa foarte bine că acest pasaj din prorocul Isaia se referă la persoana Mântuitorului Iisus Hristos, la jertfa sa, la faptul că Mântuitorul Hristos a fost adus spre junghiere ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund și că viața lui s-a ridicat de pe pământ, adică i-a fost luată, a murit pe cruce și s-a dat pentru viața lumii, pentru viața noastră. De aici Filip începe să-i spună mai multe și începe să-i explice și să-i propovăduiască credința pe care Mântuitorul Hristos a adus-o în lume. Și pe când mergeau ei pe cale, au ajuns la o apă. Iar famenul a zis, iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Înțelegem deja. Îi spusese despre botez ca despre modul prin care se intră în această comunitate creștină, această nouă comunitate, și că botezul, prin moartea față de omul vechi și învierea pentru o nouă viață, îți deschide drumul spre noua credință pe care Mântuitorul Hristos a întemeiat-o. Filip a zis, dacă crezi din toată inima, este cu putință. Te poți boteza. Din toată inima, i-a zis. Și el răspunzând a zis, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este aici o concentrare a crezului nostru, în care vedem că se afirmă cu tărie credința în dumnezeirea persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu, El este Dumnezeu adevărat care a venit și să ne mântuiască pe noi. Și a poruncit să stea carul și s-au coborât amândoi în apă, iar Filip și famenul
și Filip și Famenul și l-a botezat. Și când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și Famenul nu l-a mai văzut. Și el s-a dus în calea sa, bucurându-se. Iar Filip s-a aflat în Azot și mergând binevestea prin toate cetățile până a sosit în Cezareea. În momentul în care Filip l-a botezat, Duhul Sfânt l-a luat de acolo, l-a dus într-un alt loc unde avea să binevestească, arătându-i prin aceasta Dumnezeu Famenului că persoana Sfântului Apostol, Sfântului Diacon Filip, era un om al lui Dumnezeu și că ceea ce se petrecuse acolo fusese un lucru al lui Dumnezeu. Lectura aceasta să ne fie cu folos și să facă Dumnezeu ca și noi să avem această credință și această determinare a eunucului, a etiopianului care este deschis și dorește să creadă în Dumnezeu cu toată ființa sa, cu toată inima sa și îl urmează pe Dumnezeu, propovăduindu-l apoi la întoarcerea acasă tuturor celor dragi lui. Dumnezeu să ne ajute, Doamne.